Bună și bine v-am regăsit. Ce mai faceți? Știu că am lipsit ceva timp, sincer, nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul, dar am zis să vă prezint astăzi două cataloge, să spunem așa. Unul este de la Levis și unul e de la Yves Rocher. Și o să încep cu cel de la Yves Rocher, pentru că până acum nu am mai prezentat catalog de la Yves Rocher. Nu credeam că o să-mi trimită catalogul lor. Zice aici catalog aniversar și așa arată. Iar aici sunt reducerile care sunt oferite dacă se comandă din acest catalog. Și așa arată. Aici sunt produsele, nu știu dacă se vede bine. Vreau să vă faceți așa o părere pentru cele care sunteți interesate de produsele lor. Și vă arată care sunt grilele de reduceri. Așa. Aici este gama aceea nouă, Elixir Botanic. Ok, altă pagină. Eu nu știu exact cum sunt toate produsele lor, dar din ce am avut până acum, îmi plac produsele de corp și serurile pentru față pe care le-am folosit, le-ați văzut. Și oricum o să vorbim în Empty sau o să vorbim și la Project Pen, o să mai fac niște clipuri. Aici sunt șampoane și tot așa grila de reduceri. Aici pe cealaltă pagină. Așa, sper că nu se aude zgomot prea mare. Aici sunt produsele lor pentru machiaj. Acest fond de ten l-am avut, ați văzut, de două ori l-am luat. Erau două variante, doar că avea un miros foarte ciudat. Deci avea un miros așa de, nu știu, de prenadez, de lipici, de ceva de genul. Foarte ciudat. El așa era bun când îl foloseam, dar mi-am făcut griji din cauza mirosului. Iar aici gelurile de duș care sunt absolut minunate. Și aici pe spate tot așa. Da, sper că v-a fost utilă această mică prezentare, scurtă prezentare. Iar aici este catalogul de la Ladies. Eu o să vă arăt doar noutățile, pentru că știți deja cum arată, care sunt produsele lor. Și avem așa, aceste dischete de machiante reutilizabile, 10 bucăți. Scrie aici că sunt eco, astea de aici, da? Și scrie că sunt produse noi. Și vin în acest săculeț, da? Sunt la prețul de 45,88. Bineînțeles, cu reducere le puteți lua la mai puțin. Apoi, altceva nou. Sunt acești bureți, ăsta verde și cu ăsta gri, da, care sunt de spălat fața, care atunci când sunt sub apă se umflă și își măresc volumul pentru spălat fața. Apoi, avem aici globuri reci pentru masaj. Pentru masajul feței. Iar aici este un set care a mai fost până acum, nu e ceva nou. Este rolă din aceea pentru făcut masaj și un ser. Așa, după care altceva nou. Aceste două produse, asta și cu asta, care sunt crema anticearcăne și antirid pentru ochi și suspensie pentru iluminarea conturului ochi. Deci asta e pentru cearcăne, asta e pentru iluminare. Iar asta le-ați mai văzut, sunt niște plasturi din aceea care se pun sub ochi, da? Și care spun ei că sunt cu aur de 24 de carate. Acum nu știu dacă or fi cu aur, dar mama mea are din ăștia și îi plac foarte mult. Sunt așa foarte lipicioși. Așa. Apoi, altceva nou. Ia să mai vedem. Aplicatoare pentru față. Eu le-am pe astea două, să știți. Atunci când vreți să vă faceți o mască sau ceva de genul ăsta, sunt foarte bune. Am setul ăsta și mi se par foarte utile. Doar că eu am dat mai puțin pe ele. Aici vedeți că sunt 24,88. Eu le-am luat mai puțin. Erau la ofertele online, dar nu erau în catalog. Apoi, această pensulă, iarăși, este un produs nou, spun ei. Apoi, acești bureței cosmetici pentru aplicarea machiajului. Ăștia care sunt așa movali și cu verde puțin. Ia să vedem altceva nou. Ce mai este? Pensula pentru pudră. Ei, pensula aceasta. Vedeți? Așa.
Apoi altceva, ia să vedem. Niște pensete, astea două. Eu am penseta de la ei și îmi place. Bine, am una simplă. Apoi, creion dermatograf Smoky Effect. Acesta, care pe o parte este așa și pe o parte așa. Deci aici are ca un pieptăn și aici este creionul efectiv, în capăt al lui. Ia să vedem altceva. Ah, aici un set de pensule, le vedeți pe acestea, tot așa sunt noi. Eu am pensule de la ei, dar nu pe astea și mi se par foarte bune. Altceva nou, ia să vedem. Ce mai este? Inovația Smart Orix ruș hidratant cu ulei de jojoba. Ăsta mi se pare că a mai fost, dar ei tot îi fac reclamă. Așa, altceva. Next, să nu omit ceva. Chestii noi. Apoi, avem un ruș tip creion, ăsta, sau creion de buze, cum vrei să-i spuneți. Așa, Impala Expert, nu știu, au niște ojei astea. Eu am avut de la ei, dar nu mi-au plăcut ojele lor, vă spun foarte sincer. Așa că nu mă pot pronunța în privința lor. Parfumurile le știți deja. Am și eu de la ei parfumuri, dar nu prea le mai folosesc acum, în afară de Sakura, pentru că e potrivit pentru vremea asta călduroasă, dar celelalte pe care le am sunt foarte... A, uite, șampon nuanțator pentru bărbați. Ăsta e iarăși un produs nou și este la 31,88, dacă văd eu bine, da? Apoi, altceva... Altceva, altceva... A, uite... Flacon cu pompă pentru aplicare mai igienică și aici crema aceasta pentru călcâie. Asta am luat-o și eu. Iar asta ar fi flaconul, dacă vrei să-l cumperi. Cremă reparatoare cu gălbenele. Ok. Eu am crezut că e separat, dar nu, era crema, pur și simplu. Așa, altceva nou. Ia să vedem ce mai este. Ca să vă arăt chestii noi, că n-are rost să vă arăt iar catalogul pe care l-ați mai văzut probabil și în altă parte. Uite, peria asta e ceva nou, n-a mai fost până acum. După care, această foarfecă, asta care e de tuns. Așa, pentru tuns profesional, spun ei. Gama asta nu e nouă, știu că scrie aici nou, dar e de mai mult timp. Așa, bun. Apoi, ce altceva mai este? Bestseller. Și cam astea au fost, da, deci așa arată coperta cu aceste creme, iar pe spate așa arată. A, și uite ceva nou aici. Zice Set Herbal Craft Multiterapy, cele mai dorite creme terapeutice într-un pachet unic. Și sunt aceste creme 4 și sunt la 49,88, în fine, la 50 de lei cu reducere. Da, astea. Da. Cam astea au fost prezentările pe care am vrut să vi le fac, aceste două cataloge. Bine, ăsta nu știu dacă poate fi numit catalog, e un fel de revistă. Iar ăsta, da, este catalog. Sper că v-a fost util. În cazul în care aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în căsuța cu comentarii. Bineînțeles că o să mai fac clipuri și o să încerc să le fac cât mai des posibil. Sper că sunteți bine, vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare sau o seară, depinde când vă veți uita voi la acest clip. Acum este foarte frumos afară. În sfârșit a venit căldura. Bun, nu vă mai rețin. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă invit să vă abonați. Nu uitați să dați un click pe acel clopoțel pentru notificări viitoare. Iar noi ne vom revedea în clipul următor. V-am pupat! Pa, pa!